Albinuțele sunt la apă. Ia uite. Unele din ele mai pică la datorie pentru că apa e destul de rece. Vă salut. La mulți ani. Să fiți sănătoși. Un an nou plin de ce vă doriți, lucruri bune, în special. N-am mai filmat pentru că am avut, hai să spun, treburi de rezolvat și acum să spun, am mai mult timp la dispoziție. Am ieșit la albine, nu știu dacă încă aduc polen, că numai de vreo jumătate de oră zboară. Le-am pus turtă energetică. Eventual o să filmez și în altă stupină unde pun treaba asta, unde fac lucrul ăsta efectiv. Afară avem vreo 10-12 grade. Hai, nu mă înțepa. O albinuță. Stupis frumoși. Pierderile îs mici, dar să nu zicem hop până nu e gata iarna. De exemplu, aici în parcul ăsta, nu știu cât stupios, ăsta aproximativ 8 per palet. Am unul o pierdere aici și să văd atât aici. Cred că în partea aia altă de unde am venit mai este încă unul sau doi. Na, în rest le-am pus turtă. Hai să vedem că aici am fost ieri. Ce albină zboară. A, un pic s-o atins de ea. Foarte puțin. Dar astăzi va fi cald și se vor urca la ea. Acum poate că majoritatea mai rezistau până vine vremea siropului, adică să fie temperaturi. Știți voi cât trebuie să fie ca să ia sirop. Dar am spus să le pun turta, să știu eu, să fiu liniștit. Uite, de exemplu, la paletul ăsta, unul singur l-am simțit mai ușurel. Sau, na, mediu, să spun, că n-am pus. Am pus la cei ușurei și la cei medii. La aia foarte grei, nu le-am pus. Cam asta fac astăzi. Hai să vedem, dacă mă duc în altă stupină, o să mai filmez și de acolo. Uite cum vine albinuța acasă, hai să vedem, aduc și polen. Pe el văd destul de activ. Hop, da, am văzut. O albinuță a avut polen. Da, acum, care mă urmăriți de mai mult timp, știți că la mine, chiar și iarna, cum suntem acum, în 23 sau 24 ianuarie, dacă albinuța zboară, deci dacă temperatura îi bună pentru a zbura, albina aduce polen. Nu mult, nu mult, dar aduce. Bun. Hai ca să nu mai lungim, o să mai filmez și în altă stupină unde poate deschid un capac sau două și să vă arăt cum arată roișorii. Aici, după cum știți, sunt roi. De regulă nu umblu în ei. Uite, aici mai sunt doi care sunt morți.
Deci de regulă nu umblu în ei absolut deloc. În perioada asta n-am niciun motiv ca să umblu în ei. Doar așa, ca să fac un filmuleț, deschid unul sau doi și cam atât. În perioada asta e bine să-i lăsăm în pace cât de mult se poate. Afumătorul l-am aprins, îl am preventiv aprins cu mine. Asta dacă găsesc unul cu semne de întrebare pentru mine, îl deschid să văd care e treaba cu el. Și cât îs pe drum, am aici un șervețel care e pe post de dop. Uite, îl pun aici așa. Și gata. Ca să nu cum mă duc cu mașina, se face în spate la mașină, cred că știți cum se face așa, ca și o mini, să-i spun tornadă, și să nu-mi iasă jarul afară, că iarba de regulă e uscată. Și nu vreau să creez o problemă. Bun, ce să vă mai spun? Un an bun, apicol, multă sănătate vă doresc la fiecare, cât și apicultori, cât și cei care nu sunteți apicultori, doar poate vă place mierea sau să priviți puțin natura. Vă salut și vă doresc sănătate la toți. Un an bun, vă salut!